Platforma Demnitate și Adevăr anunță repetat că este gata să asigure conducerea unui guvern de tranziție pentru că potrivit liderului Platformei, de da, Andrei Nestase, până la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, țara trebuie guvernată corect de un guvern de tranziție. Potrivit lui Nestase, Platforma da pledează pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Platforma DA militează pentru alegeri parlamentare anticipate cât mai curând și cât mai bine organizate. Până la anticipate, țara trebuie guvernată corect. Maia Sandu poate miza pe noi. Platforma DA este gata să-și asume guvernarea și poate livra numele unui premier în condiție de criză, a declarat Andrei Năstase. Anterior, pe 23 decembrie, după ce guvernul condus de Ion Chicu și-a anunțat demisia, Platforma DA a declarat că este gata să asigure guvernarea.